Măsurarea directă a masei corpurilor, cântărirea. Am văzut într-un filmuleț anterior ce este masa unui corp. Mărimea fizică ce măsoară inerția unui corp. Ați încercat cu toții să prindeți sau să opriți cu mâna o minge de tenis, de handbal sau de fotbal. Și ați constatat că faceți acest lucru cu atât mai greu cu cât masa mingii este mai mare. Poate că nu este atât de important pentru voi cât cântărește o minge de tenis, de exemplu. Însă, de foarte multe ori este necesar să cunoaștem masa unui corp cu precizie foarte mare. Imaginați-vă cum trebuie să fie un farmacist atunci când face o rețetă pentru un preparat pe care trebuie să-l bea un pacient pentru o anumită afecțiune. Trebuie să fie extrem de atent. El trebuie să determine masa unei substanțe cu precizie foarte bună. Altfel, pacientul se poate îmbolnăvi mai tare. Cântărirea este metoda sau procedeul prin care se determină direct masa unui corp. Cântărirea se face cu ajutorul balanței sau cântarului. Aveți prima imagine o balanță, în a doua imagine este prezentat un cântar mai vechi, iar în a treia imagine este prezentat un cântar digital, pe care probabil că mulți îl cunoașteți deja, fiind folosit de părinții voștri în bucătărie. Cântărirea mai necesită masele marcate, așa numitele greutăți, cum le folosim ca termen impropriu în popor. Masele marcate sunt folosite pentru a echilibra balanța sau cântarul în timpul cântăririi. Ele sunt niște bucăți, în general, din oțel sau din fier, a căror masă este cunoscută și care se folosesc pentru a echilibra balanța în timpul cântăririi. Masele marcate sunt mai vechi sau mai noi, mai mari sau mai mici, în funcție de ce dorim să cântărim, de felul cântarului, de destinație, de utilizator și așa mai departe. Aici aveți prezentate trei imagini, în care în prima imagine sunt trei mase marcate mai vechi, în a doua imagine sunt prezentate patru mase marcate care fac parte dintr-o trusă de mase marcate ce se folosește în laboratorul de fizică, în laboratorul de chimie sau în farmacie eventual, iar a treia imagine prezintă o masă marcată cu masa mare, 20 de kilograme, care este o ganteră în toată regula. Ce vedeți aici? Nuci. Nu vi le prezint ca să le mâncați, ci vi le prezint ca să analizăm ce ar putea însemna. Avem un cântar mai vechi. Acest cântar se folosește mai rar în ziua de azi sau aproape deloc, însă bunicii voștri îl foloseau cu siguranță când vindeau sau când cumpărau fructe, legume sau alte produse. Vrem să cumpărăm 1 kilogram de nuci. Cum se procedează? Pe cântar, pe platanul din partea stângă, se pune o masă marcată a cărei valoare este de 1 kilogram, în stânga sau în dreapta, nu contează unde. În cazul nostru, în partea stângă, balanța se dezechilibrează, după cum observați acul indicator din stânga a coborât, sub nivelul celui din dreapta, în care se găsesc câteva nuci. Pe platanul din partea dreaptă, deci pe brațul din dreapta al balanței, se pun nuci, una câte una, până când masa nucilor devine egală cu masa etalonului din partea stângă, masa marcată de valoare de 1 kg, cum am considerat. În acel moment, cele două indicatoare, care au forma unor lebede sau pelegan, cum vreți să le spuneți, vor ajunge la același nivel. În acel moment, spune că balanța s-a echilibrat, iar masa produsului este egală cu masa marcată din celălalt taler. Pe vremuri, până prin anii 20, se foloseau frecvent balanțe de tipul celei prezentate în figură, în care marfa se așează pe taler, iar masa este indicată direct printr-un ac indicator care se rotește în jurul unei scale gradate de pe care se citește direct valoarea masei corpului pus pe tas sau pe platan sau pe taler, cum vreți să-i spuneți.
Indiferent de cântar sau balanță, în afară de cele electronice, se pun mase marcate pe unul din brațe până ce acestea ajung la echilibru. Acesta este un lucru foarte important de reținut. Deci, masa unui corp se determină la echilibrul balanței. Masa corpului este, sau masa mărfii este egală cu suma maselor marcate puse pe celălalt braț al cântarului. La cântarele moderne pe care le utilizați frecvent în marile magazine, chiar și voi când cumpărați în special fructe sau legume, masa este indicată direct de cântar după ce puneți marfa pe el. Aveți prezentate două exemple, este un cântar mecanic în partea din stânga, iar în partea din dreapta un cântar digital, unde dacă vă uitați poate cântări maxim 2100 de grame, iar masa marcată, masa minimă a mărfii pe care o poate cântări este de 0,1 grame. Cum putem determina masa unui corp mic, precum o boabă de cafea sau un bob de orez? Pentru mulți dintre noi poate că nu este atât de important acest lucru, dar dacă am lucra în domeniul bijuteriilor sau al farmacologiei, ar conta enorm să putem cântări mase mici și foarte mici. Să ne referim la masa unui bob de orez. Cum îi determinăm masa unui bob de orez? O metodă simplă ar fi să cântărim 100 de boabe de orez și apoi să împărțim valoarea găsită la 100. De ce 100? De ce nu 1000? Cel mai bine ar fi 1000. Dar cine are răbdare să numere 1000 de boabe de orez? 100 e mai rezonabil, însă precizia măsurătorii ar crește dacă luăm cel puțin 3 grupe de 100 de boabe și le-am determinat masa pe rând. Am aflat în acest fel masa medie a unui bob, care ar fi cea mai apropiată de masa reală a acestuia, întrucât boabele de orez sunt ele mici, dar sunt diferite între ele. Nu putem spune că toate boabele sunt identice. Valoarea medie a masei unui bob de orez se calculează din relația suma maselor celor 3 boabe de orez determinate prin cântăriri separate împărțită la 3. Încercați și voi cu fasole, de exemplu, calculați masa medie a unui bob de fasole. Să ne distrăm un pic. Câte boabe de orez avem într-o grămăjoară? Avem aici o farfuriuță în care este o grămăjoară de orez. Câte boabe sunt acolo? Păi, hai să vedem cum aflăm. Acest procedeu îl putem extinde la cuie, de exemplu. Într-un pahar avem 200 de boabe de orez numărate de mine și acest vas gol. Vasul acesta gol îl vom pune pe cântarul digital și pornim cântarul. După cum vedeți, am și ales unitatea de măsură care este în grame. Punem vasul pe cântar și va indica 160 de grame valoarea masei vasului gol. Cântarul digital are o posibilitate, prin apăsarea unui buton numit tară, îi se anulează void sau îi se reduce la zero masa vasului, astfel încât să măsoare doar efectiv masa mărfii. După cum ați observat, am turnat cele 200 de boabe de orez, le-am turnat în vas și cântarul a indicat 3 grame. După aceea ce facem? Punem din nou vasul gol pe cântar după ce în prealabil am pornit cântarul. Neglijăm voit masa vasului, deci îl considerăm că nu are masă, astfel încât să cântărească efectiv numai masa boabelor de orez cuprinse în farfuriuța care deja am răsturnat-o în acest vas. Și cântarul a determinat sau ne indică valoarea de 22 de grame pentru cele ien mare bobițe de orez care sunt acum în vas. Bun. Deci, am luat 200 de bobițe, întrucât 100 era
un număr mai mic decât cel pe care putea să-l determine în mod frecvent cântarul, și atunci am luat pentru o precizie mai mare a măsurătorii un număr de 200 de bobițe de orez, a căror masă este de 3 grame. Cât cântărește un bob? Păi, masa unui bob va fi raportul dintre cele 3 grame și numărul de bobițe de orez. Considerând că numărul de bobițe este 200, cel pe care l-am ales eu și le-am numărat efectiv, masa unui bob de orez este 0,015 grame. Ați văzut că masa orezului din farfuriuță este de 22 de grame. Câte bobițe de orez avem în vas? Păi, masa orezului va fi numărul de bobițe de înmulțit cu masa unei singure bobițe sau unui bob de orez. De unde numărul de boabe de orez, cât o să fie? O să fie raportul dintre masa acestei cantități de orez, deci masa celor n boabe de orez, și masa unei singure bobițe. Deci numărul de bobițe de orez va fi 22 de grame împărțit la masa M1, care e 3 supra 200, și ne dă 1466. Deci numărul de boabe de orez din farfuriuța care a fost în vecinătatea cântarului este de 1466. Este o cantitate mică, dar numărul este destul de mare. Imaginați-vă că am avea de numărat 10.000, 20.000 de cuișoare sau cuie pe care le vom folosi în construcții. Cum am proceda? Le-am numărat unul câte unul? Nu, am proceda într-un mod asemănător celui pe care vi l-am prezentat în cazul bobițelor de orez.